Bună ziua, sunt la Caravan Salon Düsseldorf 2022, sunt la standul Volkner și acum vreau să vă prezint Volkner Mobil Performance S. Este acest autocar, nici nu știu cum să-i spun, camion. Prețul, cred că nu mai e nevoie să-l comentăm. Volkner produce în jur de 5-6 asemenea autorulote pe an și se fac doar pe comandă, pe specificațiile fiecărui client. În interior, cum vedeți, intră un Ferrari. Ferrari este inclus, costă undeva 3.300.000 și acum vom merge în interior să vedem cum arată. Intrăm în autorulota Volkner Performance S. Și acum vreau să vă prezint un pic cum arată pe interior. Aici este o canapea pentru relaxare. Aici este un televizor care se ridică din acel buton. Și astfel ai o priveliște, stai în pat aici și privești meciul de fotbal sau filmul preferat la TV. Aici este barul, îți poți prepara o cafea sau un pahar de vin, o bere. Sistemul de sonorizare este deasupra zonei de relaxare. Aici este postul de conducere al autorulotei Performance S. Evident că bordul este în culoarea exterioară a mașinii. Vorbind de spațiile de depozitare, aici peste tot, deasupra, sunt spații de depozitare, inclusiv aici, în zona asta, sunt spații mari de depozitare, dar sunt deja pline cu lucrurile personale ale posesorului, pentru că am uitat să vă spun, această autorulotă nu se comandă, adică asta este deja a unui posesor, unui owner. Aici este zona de veselă, cu pahare, cu tot ce îți trebuie să te simți bine. Mergând mai departe, aici avem un cuptor Siemens, un frigider pentru băuturi, putem ține sticlele de vin la temperatura corectă. Vis-a-vis de vitrina de pahare și veselă, există zona de bucătărie, care este, după cum se vede, foarte mare, foarte spațioasă. Aici există mașina de spălat vase, aici este chiuveta cu plita de inducție, mașina de făcut cafea, acolo este barul, cum vi l-am arătat, cu două scaune pentru a putea sta, de exemplu, la o cafea sau la un pahar de vin, cafea dimineața și un pahar de vin seara. Dedesubt aici sunt foarte multe spații de depozitare pentru veselă și pentru o grămadă de lucruri utile în bucătărie. Sub cuptorul cu microunde, în zona asta este frigiderul, aici se vede frigiderul. După cum vedeți, totul este mascat, îmbrăcat în lemn natur. Pe jos este mochetă, există un spațiu foarte mare, foarte aerisit, autorulota este foarte aerisită, luminile de ambient sunt foarte plăcute, creează o atmosferă foarte plăcută. După ce trecem de zona de bucătărie, avem pe mâna
stângă, toaleta, nici nu mai este cazul să spun că este foarte spațioasă, iar aici este dușul, care la fel, nu mai necesită nicio comparație. Aici este acest blat care se închide în momentul în care se face duș, ca să nu stropim în zona de hol. Vis-a-vis de zona de toaletă este o oglindă mare cu tot ce trebuie pentru baie. Foarte multe spații de depozitare, avem inclusiv pe lateral. În principiu nu le putem deschide, că mai sunt obiecte personale ale proprietarului. Chiuveta de la baie, după cum vedeți, este foarte mare. Dar acum haideți să vă arăt o chestie care este foarte interesantă. Această scară, unde credeți că duce? Pe terasă, da, ați ghicit. Haideți să vă arăt cum e pe terasă. Aici sunt panourile solare, iar asta aici este terasa acestui motorhome, acestei autorlote. Practic deasupra dormitorului este amplasată această terasă. Terasă care evident în momentul în care circul se deschide, se pliază și se strânge. Iar pereții laterali, după cum vedeți, sunt puse panouri solare. Mai sunt și alte două panouri solare montate aici, alte două în față, deasupra cabinei postului de conducere. Antena de satelit și înapoi în camper. După ce coborâm de pe terasă, venim în zona de dormitor care se află în spatele autorulotei. Aici este un pat matrimonial imens, pot spune, cu șifonier. Șifonier cu oglinzi, la fel aici sunt obiectele personale ale deținătorului. Spații de depozitare, toate sunt mascate cu acest lemn natur. Care conferă o atmosferă plăcută în interiorul autorlotei. Sistemul de boxe, aici iarăși există un televizor care se ridică pentru a privi seara filme sau, nu știu, meciurile preferate și așa mai departe. Cam aceasta este autorulota Voltner Performance S în splendoarea ei. O autorulotă imensă, cu un spațiu foarte generos. Foarte puține autorulote au asemenea spațiu generos. Aceste canapele se pot strânge și aici poți face o zonă de living foarte mare. Am uitat să vă explic, aici este ieșit în afară, se extinde și practic astfel se creează acest spațiu imens. Ca să vă dați seama de ce era acel spațiu mare la interior, aici este partea extensibilă a autorlotei.